extraordinar între HC Dobrogea Sud și Dinamo. Un meci care amintește de rivalitatea de altă dată între HCM Constanța și Dinamo, echipe care s-au bătut nu odată pentru titlul de campioană. Acum meciul se joacă în semifinalele Ligii Zimbrilor. Este al doilea meci. Primul a fost câștigat clar de Dinamo în București cu 27-19, însă dorința lui Aihan Omer, antrenorul Dobrogei Sud, și dorința jucătorilor constanțeni este să împingă această serie semifinală într-un meci decisiv. Vom vedea dacă așa se va întâmpla. Dacă nu va câștiga Dobrogea Sud, atunci vom cunoaște prima finalistă în Liga Națională în acest sezon. Iată-i pe cei doi arbitri, Robert Harabagiu și Silviu Stănescu, și cele două loturi, Dinamo cu Ștefan Grigoraș și Ionuț Irimul, jucător de semicer Cosmin Capotăsa, Jade Stechi, Alexandru Asoltanei, Flavius Câmpan, Alin Șania, Liviu Mironescu, Dan Savenco, Pierre Rago, Ciprian Șandru, Alahkara Mestechi, Marius Mocanu, Daniel Bera, Iacov Vrancovi și Alireza Musavi. L-ați văzut pe antrenorul dinamovist Eliodor Voica, ajutat de Sebastian Bota. De partea cealaltă, Dobrogea Sud, Ionuț Stănescu și Dan Eșian portari. Jucător nu este convocat în lotul naționalei pentru dubla cu Serbia, o dublă importantă, de calificare extraordinară parada lui Șian, că tot vorbeam de Serbia. Șian este mult prea drastică această decizie, în condițiile în care, hai să recunoaștem, nu i-a dat sănătos. A primit și cartonaș albastru Zoran Nicolici, cei doi arbitri vor întocmi raport la finalul jocului. Vrancovici aruncă de la distanță, apără Șian. Într-adevăr, joacă cu pivot Eliodor Voica, la Caramestec în centru. A ieșit la combinație Savenco, Șandru, Vrancovici, aruncă Vrancovici din fault, apărase Șian. Poartă, avea șanse mici Vujadinović să-l învingă pe Irimuș din acea poziție. A găsit soluția ideală, acum pătruderea lui Vrancovici, 7 metri. Protestează constanțenii, dar fluierul a venit foarte devreme din partea arbitrului cu dubla aeriană. Prin același țâmnogram, ce plonjon are Dan Eșian, se accidentează. E greu să spice 130 de kilograme pe picior, a făcut un efort admirabil, însă Dan Eșian a intrat portarul constanțenilor în poartă, nu și mingea. Minutul 13. Dobrogea Sud are șansa să se desprindă pentru prima oară. Mingea a sărit prea tare din podea. Atac rapid al dinamoviștilor, dar ei au și ratat o aruncare de la 7 metri prin Rago. Aceasta este galeria Dobrogei Sud, galeria suporterilor constanțeni. Sajade Stechi a intrat în stânga. În asta constă forța lui Dinamo. Faptul că pe bancă are niște jucători senzaționali, așa cum este Sajade Stechi. El ratează prima acțiune, o parada lui Șian, dar avea un unghi mic Sajade Stechi. Fratele său acum la minge. A încercat să arunce de la șut și mingea s-a oprit. Dinamo conduce cu 9-8. Omer și Colin Voica, doi antrenori care au pregătit ca antrenor principal național a României. Excelent capacul lui Șian, care îl lansează pe contraatac pe Vujadinović. Acesta egalează. Sajade Stechi de la distanță peste poartă, s-a grăbit Sajade Stechi. Are o aruncare foarte puternică, e adevărat, dar n-a fost poziția cea mai bună. Ciutura reușește să înscrie și eliminare de 2 minute pentru Alahkara Mestechi. Dobrogea Sud conduce cu 10-9, grație golului marcat de Dalibor Ciutura. Toți sârbii Constanței cer ajutorul publicului. L-am văzut mai devreme și pe Angelovski. Predrag Vujadinović de asemenea cerea ca suporterii să fie alături de colegii săi. 10-9. Dobrogea Sud conduce. Atac în inferioritate pentru Dinamo, care a scos portarul.
Este atac pentru Dobrogea Sud. Anul timeout pe care îl cere Heliodor Voica. Se aude cu greu fluierul celor doi arbitri. Aici a lucrat ca Omer, cu Omer și la Reșița. Aproape de intercepție Guricea. Ragoi pasează lui Alah Karamesteghi, închis foarte bine de Dane Șian, pot pleca pe contrata Constanțenii. Buricea îi pasează lui Rakcevici, care înscrie 12-10. Ce contraatac a avut Dobrogea Sud. Parada lui Șian pasă către Buricea, care i-a dat asistul lui Rakcevici. Prima oară când o echipă se desprinde la două goluri. Dobrogea Sud conduce cu 12-10. Sajad de Stechi pasează cei doi. Rankovic. Sajad de Stechi cu pasă pentru Bera, apără din nou Șian, extraordinar. Trei parade înlănțuite pentru portarul Constanțenilor. Seria semifinală se va decide în meci decisiv care va avea loc în sala Dinamo. Sajad de Stechi apără din nou Sian, care sare din bară în bară. E fenomenal portarul Dobrogei Sud. În cazul în care meciul se va termina la egalitate, se va trece la executarea aruncărilor de la 7 metri. Apără din nou Sian la aruncarea lui Alah Karamesteghi. Din nou Estechi, parcă nu mai are curaj să arunce către poartă. Blocat de Celița. Un pic dezorganizați Constanțenii în apărare la această fază, dar dinamoviștii n-au profitat. Alah Karamesteghi a intrat în fault, n-a avut coechipier cu care să deschidă jocul, picior, dar consideră arbitrii că Alah Karam a fost faultat înainte. Savenko, Alah Karam, paravan pentru fratele său care încearcă angajarea pivotului. Fața lui Vrankovic și înscrie 14-12. Excelent jocul Constanțenilor în prima repriză. Acum este liber Gâmpan, dar apără din nou Șian. Cel mai bun jucător din prima repriză, portarul Dobrogei Sud, Dane Șian. 7 intervenții reușite, multe dintre ele 1-1 cu jucătorii dinamoviști. Acesta este golul lui Ciutura. Diferență clară în poartă între cele două echipe. Mult mai bun Șian decât Irimuș în prima repriză. 3 minute până la finalul ei. Să nu uităm pivotul cu care Aihan Omer a început această partidă, Zora Nicolici, a primit cartonaș roșu în minutul 7. Cartonaș roșu dat de cei doi arbitri. După părerea mea, cei doi s-au grăbit. O eliminare de 2 minute, după părerea mea, era suficientă la acea fază. Șandru, Alah Karamesteghi, apără din nou Șian. Fantastice paradele lui Dane Șian. Șian a închis poarta. Dinamoviștii par vrăjiți de Dane Șian. După o primă repriză în care cel mai bun om al Constanțenilor a fost Dane Șian, cel pe care îl vedeți sau l-ați văzut în imagine, 8 parade senzaționale. Aceasta este prima dintre ele. Aceasta este parada care a deschis festivalul pe care Șian l-a oferit suporterilor constanțeni. Iată cum într-un meci atât de important în Liga Națională un jucător de 40 de ani reușește să fie cel mai bun. Iată paradele lui Dane Șian într-un montaj al colegilor din CAR. Extraordinar Dane Șian în prima repriză. Merită un capitol aparte în acest joc. Și a aruncat excelent la vincul. Ataca lui Dinamo, din nou Constanța în avantaj. În acest ritm ne putem gândi și la egalitate, dar și la aruncări de la 7 metri, evident. Apără Șian. Aruncarea lui Ciprian Șandru. Aruncat din nou jos, a încercat să-l surprindă pe portarul constanțean, dar nu a reușit. Șian s-a repliat la timp și a reușit să apere. A
are câteva discuții și cu suporterii din acea zonă. Probabil că și-au manifestat mai violent dezacordul cu acțiunea lui Musavi din apărare. Așadar, două cartonașe roșii. Musavi de la Dinamo și Nicolici de la Dobrogea Sud Constanța. Ambii pivoți. Apără extraordinar Șian! De două ori dublă parada lui Șian, care înscrie! E cea mai frumoasă fază a meciului. Două parade pentru Șian, care aruncă din poartă în poartă și înscrie. Dane Șian, omul meciului. Fusese trecut un pic în umbră de intervențiile lui Irimuș, dar revine Șian. Dublă paradă și gol pentru portarul de 40 de ani. Dobrogea Sud conduce pe Dinamo. Minutul 43 al meciului. Spectacolul continuă în direct la DigiSport. Rago în centru. A scos din nou portarul Colin Voica. Vrankovic, Mironescu, Vrankovic, Șandru, Rago, Șandru, Vrankovic încearcă să se elibereze, îi pasează lui Șandru, din nou amenințare de joc pasiv, cred că este prima din această partidă, apără din nou Șian la aruncarea lui Rago. Rohozneanu grăbește atacul constanțenilor și se aude fluierul celor doi arbitri. A rămas întins în apropierea semicercului constanțenilor Iacov Vrankovic, preocupat Eliodor Voica. Prima paradă, Vrankovic voleibalează, apără din nou Șian, care dă din poartă în poartă. Nu știu dacă a fost cea mai bună aruncare, dar atunci când s-a oprit în poartă, putem spune că a fost perfectă. Ataca lui Dinamo, 22-19, Alahtaram, Șandru, depășirea lui Rago, care ia jocul pe cont propriu, aruncare de la 7 metri. O testează Toma. Decizia arbitrilor nu se schimbă, un lucru pe care îl știe orice jucător, dar minte handbalist cu experiența uriașă a lui Laurențiu Toma. Stănescu pregătit să intre în poartă, dar Șian își dorește să rămână și apără Șian din nou! Aruncarea de la 7 metri a lui Pierre Ivrago. Uluitor, dar are Șian. 40 de ani, 1,92 m. A început handbalul la Metaloplastica Sabaci. A mai jucat Șian la Proleter Zrenjanin, la Prievlia, Eporsid, Partizan Belgrad, Eskilstuna Guiv în Suedia, Viborg în Danemarca, Flensburg în sezonul 2007-2008, Silkeborg și Morstai Handbold. Accidentat la umăr la finalul lui 2015, a renunțat la contractul cu Morstai Handball, apoi a venit la Constanța și se pare că va pleca la finalul sezonului. Un moment de relaxare, au condus cu 4 goluri constanțenii, acum Dinamo s-a apropiat amenințător, 2 goluri și atacul. Rago în centru, merge mult pe mâna francezului Eliodor Voica. Rago, Vrankovic, Sajad. Rago. Rago aruncă pe centru. Execută. Marius Mocanu, reamintesc, chemat la Naționala României pentru dubla atât de importantă cu Serbia din 4 și 7 mai, primul meci la Baia Mare. Alahtaram, Estechi, Vrankovic, o pasă ciudată către Estechi, Sajad aruncă și apără din nou Șian. Este minge pentru Dobrogea Sud Constanța, aproape de a câștiga acest meci. Două goluri, 1 minut și jumătate și atacul pentru Dobrogea Sud. În sala sporturilor, un spațiu închis, în momentul când arunci cu gaze lacrimogene. Iată intervenția lui Șian și ratarea lui Savenko. Evident că jucătorii nu mai au chef de handball după ceea ce am văzut mai devreme. Suporterii lui Dinamo au rămas în sala sporturilor pentru a-și saluta favoriții. Dobrogea Sud Constanța se impune în fața lui Dinamo
cu 27-25, meci întrerupt 10 minute ca urmare a incidentelor provocate de suporterii lui Dinamo. Acesta este scorul final, așadar s-a jucat și ultimul minut și jumătate.